Municipiul Pașcan se îndatorează pentru susținerea unor proiecte de investiții. Împrumutul inițial este de 4 milioane de lei, la care se cheltuie și dobânzi de 585 de mii de lei. Banii urmează să fie obținuți de la o bancă comercială, în urma unei selecții de oferte, și să fie rambursați în 5 ani de zile, după un an de grație. Anunțul a fost postat pe site-ul primăriei. Conform documentației publicată deja pe site-ul administrației locale, băncile interesate pot să depună ofertele până pe 8 iulie, iar împrumutul urmează să fie avizat de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale. Banii urmează să fie cheltuiți în două tranșe egale, câte 2 milioane de lei la sfârșitul lunii septembrie și la sfârșitul lunii aprilie 2022. Sumele vor fi folosite pentru plata cofinanțării, a cheltuielilor neeligibile și a TVA-ului la 3 dintre proiectele de investiții din fonduri europene lăsate de fosta administrație. Este vorba despre reabilitarea școlii Iordache Cantacuzino, a Palatului Cantacuzino și extinderea ambulatoriului la Spitalul de Urgență Pașcani. Menționăm că gradul de îndatorare al municipiului Pașcani este de 4,75%. Conform execuției bugetare după primul trimestru al anului, primăria Pașcani are un excedent bugetar de circa 4 milioane de lei, aceeași sumă cu cea care urmează să fie împrumutată. Banii din conturile municipalității ar urma să fie cheltuiți pentru alte investiții, au explicat reprezentanții primăriei atunci când a fost aprobat bugetul local pentru anul în curs.